Bună ziua și bine ați venit la despachetarea noului mouse de gaming Asus Gladius. După cum vedeți, ca toate produsele din seria Republic of Gamers, pachetul arată absolut fantastic. Pe spate putem vedea mai multe detalii despre mouse, inclusiv specificațiile principale acestuia, cum ar fi faptul că este un mouse USB 2.0, are un senzor optic la 6400 dpi și suport pentru ultimele sisteme de operare Windows 8.1, Mac OS X și așa mai departe. Dar haideți să despachetăm să vedem cum arată tot pachetul. După cum vedeți, imediat ce deschidem putem vedea mouse-ul, dar pentru a-l vedea și mai bine trebuie să desfacem cutia. Bun, acesta este noul mouse Asus Gladius, după cum vedeți arată foarte, foarte bine. Aici are o mufă în care putem băga cablul USB, să conectăm la calculator. Și după cum vedeți este foarte arătos și abia așteptăm să-l testăm. Dacă deschidem pachetul, găsim aici o pungă foarte faină care ne permite să cărăm și mouse-ul cu noi atunci când avem nevoie. În ea vom găsi două cabluri USB, astfel încât putem folosi mouse-ul și acasă și la muncă, de exemplu, și doar avem cablurile pe calculatorul la muncă și pe cel de acasă și luăm cu noi mouse-ul mereu în geantă. În plus avem un manual de utilizare, garanția, câteva stickere, switch-uri și așa mai departe. Cam atât despre noul mouse Asus Gladius. Eu sunt Ciprian Rusen de la site-ul shaptoriale.ro și vom testa acest mouse în zilele următoare. Nu ezitați să citiți articolul atunci când este publicat. Vă mulțumim, o zi bună!